Și acum, prieten, vă arăt secretul meu. Așa parcă mai venim de acasă, nu? Ia uite, ies abu, da? Arată exact cum trebuie. Uite aici, avem ardei iuți cu oțet. Salutare, prieteni! Vă doresc o zi minunată de aici, din inima Bucovinei. Astăzi vom găti o rețetă tradițională care a apărut ca alternativă la ciorba de burtă și a fost inventată chiar în Bucovina. Mai exact, rădăuți. Da, prieteni, ați ghicit? Ea se numește ciorbă rădăuțeană. Așa că înainte să începem, nu uitați să dați like, subscribe, să apăsați pe clopoțel pentru a fi la zi cu rețetele mele și haideți să trecem la treabă! Am aici un pui de 1,7 kg. Haideți să-l tranșăm prima dată. Hai că nu-i greu, prieteni. Să știți de la mine, unul din secretele pentru o ciorbă rădăuțeană bună este să fierbeți puiul cu os și mai ales cu spatele. Spatele ăsta îi dă gust. Căutăm îmbinarea, așa frumos. Ne folosim de greutate și tăiem. Punem cam 4 litri de apă. Lăsăm la foc mediu și acum hai să pregătim legumele. Tăiem în două. Păstârnacul la fel, tăiem așa pe mijloc. Și țelina vom folosi doar jumătate din ea. La fel o tăiem în două. Am mai curățat între timp două cepe. 5 căței de usturoi. Da, punem aici un jar. Frumos. Și dăm drumul la treabă. Da, prieteni, a terminat și cu usturoiul. Ăsta îl dăm la frigider, că îl vom folosi mai la urmă. Să nu uitați din când în când să spumuiți ciorba. Nu că ar fi toxic, dar nu dă bine la urmă. Îi schimbă culoarea, știți? Aia, să vedeți și ciorba o să iasă. Și este foarte ușor de făcut, prieteni. Prieteni, când nu mai avem spumă la suprafață, atunci adăugăm și legumele. Da? Și acum vom lăsa la fiert până când cade carnea de pe os și legumele sunt fierte. Acum separăm gălbenușul de albuș. Așa, simplu, prieteni. Ușor. Vom folosi 4 gălbenușuri, sunt ouă de țară, din alea bio. Prieteni, acum facem smântâna. Și aici vă voi arăta secretul meu. 2 linguri de făină albă. Punem gălbenușurile. O jumătate de linguriță de piper alb. Dacă mai punem după, cine vrea mai mult. 2 lingurițe de sare. Oricum, la urmă gustăm și vedem dacă mai trebuie. Usturoiul. 2 linguri de oțet. Și acum, prieteni, vă arăt secretul meu. Nu știu dacă ați mai văzut la cineva. Miere de albine, prieteni. Punem o lingură, da? Da, o să vedeți, o să aibă gustul ăla de dulce acru. Amestecăm. Haideți să verificăm dacă s-au fiert legumele. Da, ele s-au fiert, vedeți cum intră cuculița. Carnea la fel. Desprinde pe oase, uitați. Haideți să scoatem. My teachers always said that I'm bizarre. Like a ring, I keep my circle small. We back and forth, I'm Rafael Nadal. Scoatem și carnea de pui. Acum strecurăm supa. Și acum celălalt secret al meu. Ulei de floarea soarelui. Cam 2 linguri. Și, prieteni, un morcov, da, pirăzătoarea mică. Punem în tigaie. Da, prieteni, acum îl dăm la o parte. Am dezosat carnea. Acum, cum vreți, îl tăiați cu buleții sau rupeți fâșii ca la ciorba de burtă. Eu îl voi rupi fâșii ca la ciorba de burtă.
Am terminat cu carnea. Aveți grijă să o rupeți exact bucăți la fel, identici. Glumesc. Acum haideți să temperăm smântâna. Aici trebuie de avut grijă pe să luăm un polonic. Punem. Amestecăm. Mai punem unul. Și punem încetul, da? Acum punem carnea. Cea mai bună ciorbă rădăuțeană. Doar la mine pe canal. Și acum, prieteni, venim cu uleiul nostru. Aia, să vedeți aici belea. Ia. Așa și presați frumos. Așa parcă mai venim de acasă, nu? Mai lăsăm 5 minute să fiarbă făina. Haideți să gustăm, să vedem dacă mai are nevoie de ceva. Mamă, belea. Îi belea, prieteni. Oprim. Așa. Și punem pătrunjelul. Ciorba noastră este gata. Acum haideți să o punem în castron și revenim să vedem cum a ieșit. Haideți, prieteni, să vedem cum a ieșit ciorba noastră. Uite aici. Avem ardei iuți cu oțet. Punem așa puțin. Pentru cine mănâncă iute. Eu știți că mănânc foarte iute. Da? Abia aștept să iau din ea că n-am mâncat până acum, am așteptat. Am așteptat să mănânc cu voi, prieteni. Da? Haideți, acum îi dăm cu chili. Pâine în asta, mopan. Ciorba noastră. I'm on Billboard's blogs for all these goddamn songs about how this day been long and how this world hit hard like Antonio Tolliver. Pops gave me Godfather, said breeder than all like wrestling. Nigga going through stress things. My face look like ce gust are. Este dulce de la mierea de albini și puțin acru de la oțet și la ardei ăștia picanți care sunt în oțet. E exact cum trebuie, prieteni. Mamă, mamă, cum e? Ia să mai luăm. Mi-mi place așa cu mai mult piept. Cause I get hella busy. I get sick of watching y'all eat glizzies on my TL. This shit is horrendous. Prieteni, cam asta a fost rețeta mea pe ziua de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, să apăsați pe clopoțel pentru a fi la zi cu rețetele mele. Și până data viitoare, v-am pupat! I just kicked the door, don't none of this shit here belong to me. But nigga, this shit is crazy, 26 and still ain't no Mercedes. Burger hang, my niggas is booked and busy, My niggas is booked and busy, niggas got no type of